Proiectul codului administrativ a fost aprobat după raportul de admitere dat de Comisia Specială care a luat în discuție acest act normativ. Proiectul, care are peste 600 de articole, a fost inițiat de parlamentarii Partidului Social Democrat și a întrunit în plenul Senatului 85 de voturi pentru, 21 împotrivă și 11 abțineri. Din cele 176 de amendamente respinse, incluse în raportul Comisiei, plenul nu a adoptat niciunul, dar a adoptat 4 amendamente formulate în plen de Social Democratul Marcel Ciolacu, președinte al Comisiei de Cod Administrativ, care au vizat corelări și reformulări ale amendamentelor din comisie. Proiectul de lege privind codul administrativ a trecut de votul Senatului. Mai urmează o etapă la Camera Deputaților, forul decizional în acest caz. Le mulțumesc în primul rând colegilor din Comisia Specială și celor din Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precum și instituțiilor publice, asociațiilor și organizațiilor implicate pentru efortul susținut din ultimele săptămâni. Modernizarea administrației publice centrale și locale este un obiectiv comun al tuturor, la cărui îndeplinire contribuim intens în cadrul Comisiei Speciale Comune, indiferent de culoarea politică. Potrivit prevederilor adoptate în Comisia Specială și însușite de plenul Senatului, aleșii locali, primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene vor beneficia de pensie dacă îndeplinesc condițiile vârstei standard de pensionare și dacă nu au fost condamnați definitiv în această calitate pentru fapte de corupție. Vor fi luate în calcul persoanele alese începând cu anul 1992. Cuantumul indemnizației pentru limită de vârstă se acordă în limita a 3 mandate și se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,40% din indemnizația brută lunară aflată în plată. Pentru mandatele incomplete, indemnizația pentru limită de vârstă se calculează proporțional cu perioada de mandat efectiv exercitată, dar nu mai puțin de un mandat complet de primar, viceprimar, președinte și vicepreședinte de consilii județene. Cuantumul indemnizației pentru limită de vârstă se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului în domeniul administrației publice și se plătește de către acesta. O altă modificare importantă este aceea că este necesară majoritatea absolută și nu cu majoritatea calificată, adică 2/3 ca în prezent, a consilierilor locali pentru aprobarea hotărârilor privind bugetul local, contractarea de împrumuturi, hotărârilor prin care se stabilesc impozite și taxe locale, celor privind participarea la programe de dezvoltare, voltare județeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră și în cazul celor privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea teritoriului. De asemenea, sunt vizate și hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane juridice, române sau străine. Comisia Specială a mai stabilit și plenul a fost de acord ca aleșii locali să aibă dreptul la PFA, eliminând un text de la articolul referitor la incompatibilități, care prevedea că aceștia nu pot avea calitatea de persoană fizică autorizată sau de persoană care exploatează o întreprindere individuală sau o întreprindere familială, care intră în relații comerciale cu instituții publice. Un alt text adoptat prevede că mandatul primarului încetează la pierderea prin demisie a calității de membru al partidului politic sau al organizației minorității naționale pe a cărui sau cărei lista a fost ales. De asemenea, încetarea mandatului poate avea loc numai după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești. Codul administrativ mai prevede că eliberarea din funcția viceprimarului se poate face de Consiliul Local prin hotărâre adoptată prin vot secret cu majoritatea a 2/3 din numărul consilierilor în funcție, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei 1/3 din numărul consilierilor locali în funcție. Eliberarea din funcția viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului Consiliului Local. Consiliul Local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condițiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puțin 25% din numărul cetățenilor cu drept de vot înscriși în registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială. Un alt text din lege precizează că mandatul primarului declarat ales este validat în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă. Validarea se realizează la judecătorie după depunerea raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale,
potrivit legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale prin încheiere pronunțată în Camera de Consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. Consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați prin hotărâri ale Consiliului Local în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilității aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale. Membrii Comisiei Speciale au mai decis și senatorii au încuvințat introducerea președinților consiliilor județene în rândul autorităților administrației publice locale, alături de consiliile locale, primari și consiliile județene. Propunerea legislativă privind codul administrativ va intra în dezbaterea Camerei Deputaților cu rol decizional în acest caz.